Pentru că violența domestică constituie de câțiva ani o prioritate a prevenirii criminalității, polițiștii de la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității vin permanent în sprijinul victimelor cu proiecte, campanii și recomandări. Despre una din aceste inițiative vom discuta în ediția de astăzi. O aplicație mobilă transformată într-un important instrument de informare și educare pentru prevenirea violenței domestice. Aplicația Bright Sky a fost oferită publicului în anul 2020, deoarece era un an al pandemiei, nu ne puteam întâlni direct cu victimele și pentru că trebuia să le transmitem informații preventive, am folosit acest mijloc electronic. Este o aplicație gratuită, se poate descărca pe orice smartphone, nu numai pentru victime, dar și pentru specialiștii care interacționează cu victime ale violenței domestice și ale altor forme ale violenței de gen. Parteneriatul cu Poliția Română este primul parteneriat din istoria asociației și este un parteneriat construit în mod sănătos, spunem noi. Ne-au fost alături și le suntem alături în diverse proiecte și campanii, atât naționale cât și locale. Aplicația Bright Sky a venit într-un moment extrem de oportun. Suntem trăim timpuri în care tehnologia este un instrument extrem de important și trebuie folosit și în scopuri preventive. Iar aplicația a reușit să adune în același loc atât informații de bază, cât și informații pentru ieșirea dintr-o relație de tip abuziv, situații de urgență. Și cred că este foarte important, ambele componente de fapt sunt foarte importante, dar mai ales partea de informare. Din nefericire sunt foarte multe persoane care în continuare nu știu că se află într-o relație de tip abuziv, cu toate că poate părea absurd, nu este. Și aplicația conține aceste informații. În momentul în care am aflat de aplicația Bright Sky, care vine din Marea Britanie, cunoscând problemele existente legate de violența domestică, plus având în vedere istoricul nostru al fundației, mereu ne implicăm în proiecte care pun tehnologia în slujba binelui, am zis că ar fi bine să aducem această aplicație în România. Am discutat cu partenerii noștri de la Asociația Necuvinte și cei de la Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității. Ei ne-au spus că da, ar fi extrem de utilă o astfel de aplicație și atunci ne-am apucat de lucru. A fost o perioadă destul de lungă de adaptare a conținutului la specificul din România, la legislația din România, la situațiile care există aici. O muncă multă, dar care a dus la rezultate foarte bune. Cum apreciați utilitatea acestei aplicații de către polițiști din momentul lansării până în prezent? A fost o aplicație extrem de utilă în perioada pandemiei, dar continuă să fie o aplicație utilă pentru polițiștii care vin în contact cu victime ale violenței domestice, deoarece în momentul în care o victimă vine la secția de poliție sau se adresează unui polițist, ea este în stare de șoc, pentru că tocmai a trecut printr-un episod de violență și este puțin bulversată, este foarte emotivă. Capacitatea ei de a înțelege un volum mare pe care vrea să-l transmită polițistul în acel moment este afectată de acest eveniment de violență prin care tocmai a trecut. Și atunci polițistul îi oferă o parte din aceste informații referitoare la parcursul cercetării, la serviciile de sprijin, dar îi oferă și posibilitatea să citească mai multe despre acest fenomen al violenței domestice printr-o aplicație pe telefon. Și este foarte utilă această aplicație și pentru faptul că victima va citi o cantitate foarte mare de informații atunci când va avea timp, atunci când agresorul nu va fi lângă ea. Deci ea va putea accesa telefonul în orice moment al zilei, agresorul nu va vedea informațiile de pe telefonul ei, nu va vedea niciun pliant sau o broșură și conflictul lor nu se va agrava pentru că el nu va găsi aceste urme asupra persoanei care este într-o situație de victimizare. De aceea este foarte utilă. Există mai multe funcții în aplicație. Dintre acestea cele mai utilizate, după mai bine de 3 ani de la lansarea aplicației, cele mai utilizate sunt
chestionarul de evaluare, autoevaluare, și o să mă întorc imediat să explic ce reprezintă fiecare funcție, baza de date și ghidurile legate de tipul de abuz. Avem odată chestionarul, care, așa cum spune și numele, este un chestionar cu 12 întrebări, prin care se poate face o autoevaluare dacă cineva crede că este într-o situație de risc și cu ajutorul acestor întrebări poate să-și dea seama dacă este sau nu într-o situație de risc, într-o relație abuzivă. Sau chestionarul poate fi folosit, și asta este la fel de interesant și de util, de către o persoană care cunoaște pe altcineva aflat într-o situație abuzivă și vrea să verifice dacă într-adevăr bănuielile ei sunt confirmate. Apoi avem baza de date, unde avem toate serviciile din România care pot oferi ajutor victimelor violenței domestice, fie că vorbim de instituții ale statului, de organizații neguvernamentale, de la, eu știu, hotline, adăposturi, direcții pentru de asistență socială. Iar apoi ghidurile despre care vorbeam conțin informații despre toate formele de abuz, pentru că și de violență. De cele mai multe ori prima la care ne gândim este violența fizică, dar să nu uităm că atunci când vorbim de violența domestică putem vorbi și de violența sexuală, violența psihologică, violența socială și multe alte forme de abuz. Care sunt primele semne ale violenței domestice pe care o victimă le conștientizează? De cele mai multe ori, primele semne sunt interpretate ca venind din grijă, atenție, dintr-o stare de îndrăgosteală. Faptul că îți controlează telefonul, că nu te lasă să mai ieși cu alte persoane pentru că își dorește să îți petrești tot timpul cu el sau ea. Faptul că îți interzice să te mai vezi cu familia și prietenii tăi apropiați. Poate îți interzice chiar să mai lucrezi. Pentru că de ce să mai lucrezi? Pentru că se poate ocupa partenerul, partenera de toate problemele financiare ale casei. Sunt semne care pot fi acoperite sub umbrela grijii și atenției, dar de fapt sunt semne care arată posesie, arată nevoia de control a partenerului. Partea extrem de parșivă a violenței domestice este pentru că conține și o componentă emoțională foarte puternică. Atunci când vorbim așa doar comparativ de traficul de persoane, vorbim despre o afacere, din păcate. O afacere cu ființe umane. Când vorbim despre violența domestică, vorbim despre control, manipulare, care are la bază și o componentă emoțională. Vorbim de amintiri, vorbim de proprietăți, vorbim de prieteni, vorbim de vacanțe, vorbim de momente pe care acești doi oameni le-au avut poate și frumoase la un moment dat. Și este foarte greu să rupi conexiunea emoțională, nu neapărat conexiunea legală, să spunem un act de căsătorie sau un act de proprietate. Și conexiunea emoțională este cel mai dificil impediment în ieșirea din relațiile de tip abuziv domestice. Intervenția psihologică este foarte importantă, indiferent dacă vorbim de infracțiuni care pun viața în pericol sau nu, pentru că vorbim de abuz și vorbim de traumă. Sunt studii internaționale care compară violența domestică cu traumele din teatrele de război. Noi nu suntem încă acolo, dar vorbesc despre PTSD-ul domestic. Și este un PTSD domestic. Cum recunosc victimele formele violenței domestice? Pot ele singure ieși din această situație? Din păcate, nu. De cele mai multe ori, violența domestică are o manifestare ciclică. Adică sunt momente în care agresorul încearcă să-și reconsidere comportamentul, îi promite victimei că nu va mai face nimic violent asupra ei, că își va îmbunătăți comportamentul, că o va respecta, că totul va fi bine de acum încolo. Victima speră acest lucru, nu întreprinde nimic împotriva lui pentru că îl crede pe cuvânt că acest comportament nu se va repeta, dar, din păcate, violența domestică este ciclică. Începe iarăși să apară tensiuni în cuplu, agresorul, pentru că nu s-a luat nicio măsură asupra lui, va continua să aibă un comportament abuziv, se va răzbuna din nou pe victimă, îi va reproșa lucruri de multe ori care sunt închipuite, tensiunea va crește până când va avea loc un alt episod de violență. Și acum victima iarăși este pusă în situația să se întrebe, sunt victima violenței sau este un episod trecător și nu trebuie să fac nimic pentru că el iarăși îmi promite că se va îndrepta. Și foarte multe victime consideră violența domestică numai prin prisma unei violențe fizice.
prin această aplicație, dar și noi la întâlnirile pe care le avem cu potențialele victime ale violenței domestice, să le spunem că violența domestică are mai multe forme de manifestare și ele trebuie să cunoască aceste forme de manifestare. Sunt și abuzuri psihologice și economice și sociale și spirituale și mai nou au îmbrăcat aceste abuzuri forma cibernetică. Deci există posibilitatea ca agresorul să le hărțuiască online, să le sune la anumite ore, să le defăimeze în rețelele sociale, să transmită mesaje în numele lor sau să transmită mesaje urâte pe aceste rețele la adresa postărilor pe care le fac victimele. Mai există o altă funcție, nu este printre cele mai accesate, dar începe să fie din ce în ce mai mult utilizată, o funcție din aplicație care se numește Jurnalul meu și care este extrem de utilă victimelor, persoanelor care doresc să iasă dintr-o relație abuzivă, în sensul că victima poate să trimită către o adresă de e-mail securizată și în aplicație găsește și astfel de informații cum să se protejeze online și cum să-și creeze această adresă de e-mail securizată. Deci poate să trimită, spuneam, informații de genul înregistrări audio, video, fotografii care pot fi folosite ulterior în instanță. Important, repet, aplicația nu stochează niciun fel de date, nici despre persoana care folosește aplicația, nici aceste informații pe care victima le vrea să le stocheze. Ele nu se stochează în aplicație, ci pe această adresă de e-mail securizată. De asemenea, aplicația poate fi încărcată, descărcată de oricâte ori dorim, în situația în care, să spunem, nu știu, ne e frică să nu vadă abuzatorul pe telefon că avem aplicația instalată, putem să o ștergem și în momentul în care o reinstalăm, aplicația ține minte și dacă vrem să trimitem din nou dovezi către adresa de e-mail, ține minte datele anterioare pe care le-am trimis. Iar de anul trecut există și varianta web a aplicației, deci există BrightSky atât ca aplicație, cât și online variantă web. Cum și unde se sesizează o astfel de agresiune? În cazul în care vorbim despre un pericol iminent, victima trebuie să sune la 112. De asemenea, un vecin, dacă aude zgomote care să-l determine pe el să creadă că se întâmplă ceva rău în casa de vis-a-vis, trebuie să sune la 112, pentru că acest telefon poate salva o viață. Dacă este vorba însă de un conflict intrafamiliar, de o relație tensionată care nu pune în pericol în acel moment victima, ea se poate duce la secția de poliție și ulterior, oricând, la secția de poliție arondată domiciliului și va spune acolo tot ce se întâmplă în familie, iar polițistul îi va explica că are dreptul la un ordin de protecție provizoriu, dar pentru că acest ordin de protecție să fie eliberat, să beneficieze victima de el, polițistul trebuie să aplice un chestionar de evaluare a riscului. Chestionarul acesta conține două părți, o parte care face referire la răspunsurile pe care le oferă victima și o altă parte face referire la ceea ce observă polițistul prin propriile lui simțuri atunci când ajunge la fața locului în cazul unui conflict de violență domestică. Prima parte, cea care se referă la ceea ce spune victima despre ceea ce s-a întâmplat, sunt de fapt 21 de întrebări. 21 de întrebări pe care polițistul le bifează pe acest chestionar de evaluare cu da sau nu. Polițistul trebuie să aibă o dovadă că el a fost imparțial. Dovada aceasta este de fapt chestionarul pe care îl bifează pe baza răspunsurilor oferite de persoana care a solicitat sprijinul, fie ea femeie sau bărbat. Așadar, prin cele 21 de întrebări, polițistul află dacă victima a fost lovită, dacă au mai fost minori implicați în conflict, dacă au fost mai multe persoane care au fost agresate în același conflict, dacă există un istoric de consum de alcool sau de droguri din partea celui care este agresiv în acel moment, dacă obișnuiește să distrugă bunuri în casă sau să se răzbune pe animale de companie. Sunt foarte multe întrebări care, de fapt, creează o imagine a conflictului din acea familie. De fapt, creează o imagine a intensității conflictului din acea familie. Și în funcție de cum se bifează aceste întrebări, polițistul și, bineînțeles, și după ce completează cea de-a doua parte, cea cu observațiile lui proprii, referitoare la cum arată casa respectivă, dacă sunt obiecte sparte, trântite, deranjate, care este
cum este felul în care se prezintă victimele, dacă sunt timorate, dacă pot răspunde la întrebări, dacă tremură, dacă sunt copii înspăimântați. Toate aceste observații, plus altele pe care le bifează el acolo, le menționează în acest chestionar de evaluare a riscului, sunt foarte importante pentru a justifica acest ordin de protecție provizoriu care este dat de polițist. Ce este foarte important pentru o victimă a violenței domestice, în momentul în care solicită un echipaj de poliție pentru un astfel de conflict, să nu facă curat în casă, să nu miște obiectele, să nu schimbe hainele. Adică sună la poliție și așteaptă venirea poliției așa cum s-a desfășurat conflictul. Pentru că dacă ea șterge aceste dovezi, aceste urme, polițistul nu are cum să ia la cunoștință despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acea casă. Și aceste dovezi mai departe vor folosi procurorului și judecătorului, procurorului care va confirma sau infirma în termen de 48 de ore acest ordin de protecție care este dat de polițist, și judecătorului ulterior, dacă aceste dovezi pleacă mai departe spre instanță pentru eliberarea unui ordin de protecție care poate să aibă o durată de până la 6 luni, dar acest lucru se întâmplă numai în instanță. Un alt lucru important de menționat este că acest ordin de protecție provizoriu care este dat de polițist trebuie să fie dat cu acordul victimei. Deci în josul paginii acelui chestionar de evaluare a riscului, victima, dacă nu dorește, deci chiar dacă ea este în pericol, dar dacă nu dorește acest ordin de protecție provizoriu, ea semnează că nu dorește acest ordin. Din momentul lansării acestei aplicații până în prezent, cum apreciați evoluția utilizării? Chiar am avut discuții cu partenerii noștri, cu colegii de la Asociația Necuvinte și cu cei de la Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității, pentru că, evident, vrem să ne uităm, ok, am făcut o aplicație și acum ce? Vrem să vedem care este impactul ei. În ultimii ani s-a văzut că a crescut numărul de cazuri raportate. Și atunci, împreună cu ei, am ajuns la concluzia că asta este și o dovadă a faptului că lumea a început să se informeze mai mult și sunt convinsă că aplicația noastră ajută la această informare. Și, pe de o parte, deci a început să se informeze mai mult, să înțeleagă ce înseamnă abuzul și că nu este ok să accepte nicio formă de abuz. Și, pe de altă parte, cred că victimele au început să prindă curaj și să raporteze astfel de situații. De asta, probabil, au și crescut numărul de cazuri raportate, numărul de ordine de protecție și așa mai departe. Prin ce mijloace protejează autoritatea victimele pe tot parcursul cercetărilor? Sunt mai multe situații care permit luarea măsurilor de protecție a victimelor. De exemplu, ordinul de protecție provizoriu care este dat de polițiști protejează victima din momentul în care ea este într-o situație de risc. Deci, odată ce este aplicat acel chestionar de evaluare a riscului, reiese că victima este într-o situație de risc și victima își exprimă acordul să fie protejată, deci cu voia ei este protejată, se dă acest ordin de protecție provizoriu de către polițiști, care intră în vigoare imediat. E adevărat că într-un termen de 24 de ore, toate aceste documente vor fi analizate de către un procuror, iar procurorul, într-un termen de 48 de ore, va infirma sau va confirma această măsură a ordinului de protecție provizoriu, dar trebuie să menționăm că în tot acest timp, ordinul de protecție dat de polițiști funcționează. Deci până în momentul în care procurorul se pronunță cu da sau nu, el funcționează. Dacă procurorul consideră că situația aceea de pericol a încetat, atunci infirmă și se iau măsuri, adică polițistul este obligat să-l caute pe cel care a fost evacuat și să-i comunice că se poate întoarce acasă și că acest ordin de protecție provizoriu și-a încetat valabilitatea, însă dacă îl confirmă, rămâne în această situație de protecție victima până când va intra în vigoare cel de-al doilea ordin de protecție, și mă refer la ordin de protecție care se dă de instanță. Deci toate documentele care sunt adunate de polițiști, confirmate de procuror, merg mai departe în instanță și în instanță se continuă protejarea victimei printr-un ordin de protecție care are o valabilitate de până la 6 luni, durata lui este hotărâtă de instanță. Suntem noi oare capabili ca societate
să educăm generațiile care vin să spună stop? Trebuie să înceapă din familie educația. Trebuie să înceapă de la început, de când copilul este mic, trebuie să pornim de aici. Trebuie să pornim de la respect, de la spațiu intim, până unde ne apropiem de o persoană, cum ne adresăm, cum gestionăm furia, cum gestionăm frustrarea. Suntem oameni, toți ajungem la frustrare și furie. Ce înseamnă comunicare activă, comunicare pasivă, dar putem să facem aceste lucruri. Eu, dacă nu aș crede, probabil m-aș fi oprit de mult. Ce recomandați victimelor, persoanelor care se află într-o situație de abuz? În primul rând să ceară ajutorul, să ceară ajutorul instituțiilor statului și să aibă încredere că numai așa vor trece prin situația de abuz. Să citească, să-și descarce pe telefon această aplicație Bright Sky, pentru că în liniște pot citi treptat toate informațiile care se găsesc acolo și despre formele violenței domestice, pentru că sunt foarte diverse și mulți oameni nu le cunosc și nu le înțeleg, despre instituții care pot oferi sprijin. Ei găsesc în acea aplicație, dacă nu vor să depună plângere la poliție sau să ceară ajutorul poliției, pot afla prin această aplicație cui să se adreseze pentru consiliere. Poate au nevoie de ajutor și de consiliere juridică dacă vor să se despartă sau dacă vor să afle lucruri despre custodia copiilor, pentru că sunt multe victime care renunță la separarea de agresor pentru că sunt amenințate de acesta că ți-au copiii. Custodia copiilor. Și atunci, dacă iei legătura cu un astfel de jurist, printr-o organizație non-guvernamentală sau prin asistența socială la primărie, există și posibilitatea să primești ajutor juridic, te lămurești cu aceste lucruri și victima capătă curaj că statul o va proteja, că va beneficia de anumite consilieri gratuite și va putea ieși dintr-o situație de impact. Cel mai important este să ceară ajutor, să se informeze și să aibă încredere în instituțiile statului. Violența domestică se poate întâmpla oricui. Pentru a nu deveni victime ale abuzurilor domestice, indiferent de forma lor, trebuie să apelăm la informare, la educare și sprijin specializat. Doar așa putem preveni orice situație de violență domestică.